vreți să aflați? Filmăm prima piesă a Brianei. E prima dată când plec de acasă fără Ari. Sunt un dinozaur, dar e cu defect. Salut și bine ați venit din nou la un nou vlog în familia noastră. Astăzi fetele au venit de la școală. E ultima zi de școală, au luat vacanță. Yeah, vacanță. Te bucuri, Teo? Bri, te bucuri că intri în vacanță? Nu. De ce? Pentru că mai vreau la grădini. Dar de la grădini, Bri, a privit cu ce a venit. O încondeiate. De fapt, pictate. Sunt o din polistiren pictat. Poftim. De Bri. Asta e al tău. Avem toți membrii familiei? Primara nu i-a făcut. Ce avem acolo? A uitat. Pentru mami. Pentru mami. Ce frumos e! Ea l-a făcut ăsta cu colegele mele din clasa cealaltă. Adică ea l-a colorat, doamna, l-a lipit așa. Super! Foarte frumos, Bri! Bravo! Și-am colorat și cu fetele din grupa cealaltă. Grupa mare, da. Și eu n-am vrut să-mi facă și asta. Asta-i. Eu nu le-am zis. Mergem în casă să vedem ce fac fetele. Ce pregătesc bun! Miami! Și dacă fetele tot au venit de la școală acum, ia privi ce am pregătit aici. Pui cu ciuperci și smântânică. Foarte bună mâncărica. Facem și o mămăliguță. Avem și brânză cu mântână. Niam, niam. Și gata. Poftă bună, Ari. Stăm cu toții la masă. Cu toată gașca. Poftă bună tuturor. Mulțumim. Și Vale cu noi. Mulțumim, Vale. Niam, 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 niam. Iată, o rețetă de... Ce credeți că sunt aceștia? Ce sunt oare? Sunt papanași. Apropo, voi știați că la rețeta de papanași nu se pune apă? Eu am crezut că se pune și m-am contrazis cu Vali. Părea că nu se pune apă. Ne-am uitat pe internet și am găsit rețeta exact așa cum o știa ea. Și iată ce frumos și pufoși au ieșit. Ia să vedem, Bri. Ia uitați cum sunt înăuntru. Hai, 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 hai. Sunt perfect. Ia guste să vă-mi zici ce gust au. Delicioși? Delicioși. Îi mulțumim lui Vali că ne-a dat rețeta. Gata și limonada. Ce bine arată. Naturală, din lămâi bio. Dar voi ce faceți aici, fetelor? Am terminat deja papanașii. Pe ciocolată, Teo. Bună, Teo, ciocolată. Teo, mergeau și papanașii când nu te lasă, știi? Da. Cu multă dulceață de vișine deasupra. Și abia aștept. Poftă bună. Mulțumesc. Foarte bun. Am revenit a doua zi. Îmbrăcăm fetele și mergem să înregistrăm piesa. Noua piesă a noastră, pentru că vom cânta cu toții. Abia aștept să văd cum o să iasă. Voi nu vreți să aflați? Un teaser veți primi în acest vlog de astăzi, unde veți afla cum înregistrăm și cum facem noi piesa. Și acum o să vă arătăm niște cadre cu Ari râzând. Tam, tam, tam. E veselie. E, și din păcate mi s-au rupt crengile pinului. O să încerc să le las, nu le dau jos. Dar e ruptă rău de tot de acolo. Acolo s-a rupt. Păcat, o să ia toată frumusețea. Dacă ar fi plouat, ar fi rămas așa. Știi ce a ținut-o? Instalația. Instalația. Da, instalația a ținut-o, că altfel se rupea de tot. Uite, s-a întins la maxim. Vedem. Suntem cu toții în mașină. Mergem la canto să repetăm piesa și apoi să înregistrăm. Cântăm cu toții? Poate pe alocuri. Eu știam că vom cânta cu toți. Măcar happy, la final. Happy, happy birthday. Cântăm. Fetele sunt extrem de încântate. Este prima piesă a Brianei. Este prima piesă în care o băgăm și pe ea. Am mai încercat să o băgăm în piesa de Crăciun, parcă. Și... a făcut prostioare la înregistrare și n-am mai tras cu ea. Dar de data asta este piesa ei. Ce trebuie să cânte. Așa că la repetiții. Două pe Ari de acolo. Gașca aici. Bri! Filmăm prima piesă a Brianei. Vom veni împreună toți cu
mare. Să-ți pun rochiță, pantof și pampoane. Tra la 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 la. Și toți în borura. Fetele trag partea vocală atesă, iar eu la servis. Cu mașina, cu probleme. O să vă arăt imediat, dacă mai am timp, ce probleme am descoperit la mașină și de ce nu mai trăgea. Colierul rupt. Fac ce e ăsta? Șurub? Da, colier. Șurub de la colier. E ok acum. Rezolvat temporar. Trebuie comandate coliere, chiar două la număr. Rugina și-a spus cuvântul. Iar acum să vedem ce fac oare fetele cu piesa muzicală. Iar ca să îndulcesc fetele, am venit pe la prietenii noștri de la Apium Food să luăm niște cozonac cald la ei. Astăzi este Vinerea Mare și urmează să vină Paștele. Ia priviți-i! Bună, Iuliana! Salut! Cum merge treaba? Bine, foarte asta bine. Asta e Pasca. Doar ce e scoasă, e caldă, caldă. Și acolo? Da, cozonacul vostru. Mulțumim! Abia așteaptă fetele. Cam aici avem calitatea. Mulțumim frumos, Iuliana. Cu drag. Astăzi e ziua mea. Bravo. La doilea la mulțumesc. Asta m-ai făcut să râd. Și Mara și Teo rămân să facă sleep over la Ingrid. Pe Bri trebuie să o luăm acasă, pentru că e prea mică să rămână. Și nici ce faci acum. La hai. Mergem, da. Hai. Distracție frumos, fetelor. Să fiți cuminți, să nu supărați prietenii. Pasiare. E prima dată când plec de acasă fără arii. Chiar? Wow. Jumătate din copii aici și jumătate luăm cu noi. Bela, salut, Bela, frumoasă. N-am mai văzut-o de mult pe Bela, a venit să-i dăm de mâncare, sunt sigur. Așa-i? Așa-i, Bela. Încercăm să-i găsim ceva pe placul ei. La noi s-a încălzit, ușor, ușor se topește de tot zăpada. Gazonul e verde și arată bine. Semințele de gazon au încolțit chiar. E perfect atunci. Hai, Bela, vină, tata, hai. Ce faci, Bri? Ies afară cu Bela. Bela. Așa-i. O ajutăm pe Teo. E responsabilitatea ei. Și poate, poate îl păstrăm pe iepuraș, nu? Da. Mai ales că vine Paștele. Super. Bravo, Bri. I-am dat mâncare? Pentru pisici sterilizate. Pam, pam, pam. Că știm că e sterilizată, Bela. Am gătit paste cu sosul nostru pe care îl facem de obicei, dar nu știu ce s-a întâmplat, e cam apos de data asta. Am pus apă de la paste ca să se lege, pentru că trebuia să fiarbă brocoli. Și mi-a rămas de mult, trebuia să-l las să scadă, dar... Așa, dar la cuptor avem, hai să deschidem un pic, doar un pic, ia uite pe tata. Hei, wow. Suflete! Paste! Poftă bună! Mulțumesc! Oare curge? Sau nu curge? Ia să vedem. Nu curge. Nu curge, dar... E moale acolo, da? Da. Așa. Ce faceți fetelor aici? Piese. Piese? Asta cum se cheamă. Modele. Da. Dar ăsta, de ce e topit pătratul? A făcut... Ia. Ia. A făcut... Hai să vedem ce a făcut. Ia. Ce-a făcut Bia? Se mi-a mult spatele, asta e șanța. A, da? Mie are îmi place. A făcut topit. Eu am făcut o inimioară roz, cu mâna de la Mara și cu alb. Tâng. Soare, frumos, zăpada topită. Haide, Bri! Aproape toată zăpada topită. Și să vedeți ce am descoperit acum. Ce avem aici, Teo? O ore de la challenge-ul ăla, Hunting Eggs. Asta e al Teodorei. Ce-are și nu știu. Nu e nimic. De el mare. Cum e Mara cu mânuța? E mai bine? Mi-am pus. Ne arăți? Mara e un pic mai bine. Nu prea vreau să-ți arăt, că tocmai mi-am pus cremă. A, atunci las. Dacă ți-ai pus cremă, nu-i problema. Dar e un pic mai bine. Și am înțeles că e recomandat să nu-l operăm, acel chist sinovial. Se poate retrage de la sine. Așa sperăm. Haideți, hai.
Mergem la niște prieteni. Avem și desert. Mergem să luăm cina. Astăzi sunt florile și se mănâncă pește. De la bunicul meu așa știu, se mănâncă pește și se bea bere. De fapt, se mănâncă pește pentru că cei care țin post au dezlegare astăzi, la pește fiind florile. Florile sunt sărbătorile care au loc cu o săptămână înainte de Paști. Și se spune că așa cum e vremea de flori, așa va fi și de Paști. Astăzi este Paștele la catolici și e o zi frumoasă. Ei azi noapte au luat lumină și cred că au luat-o pe zăpadă în zona noastră. Da. Ce faci, Bri? Uite, să mă dau pentru tine. Da? Hai. Avem un joc, fratele și vânătorii. Suntem la niște prieteni în vizită. Salut, Andrei. Salut. Și... Vlad la acolo jos, Mihăiță acolo. Salut, Mihăiță. Și eu. Hai, mami, hai. Și eu sunt Ari. Și un pic la cumpărături, tot așa pe ultima sută, deja magazinele din centrul comercial s-au închis, dar supermarketul a rămas deschis. Așa că ia priviți un pic cum e tati la cumpărături astăzi. E bine, Mariuca, nu am mai luat căruțul? E mai util așa. Căruțul este în mașină, dar ne-am gândit că e mai ușor cu Ari în marsupiu astăzi. Am găsit aici școala din care fac eu parte. Sunt produsele elevilor școlii noastre, dar și a colaboratorilor școlii, o școală parteneră din Chișinău. Și le iei pe gratis? Nu, cum să le iei pe gratis? Se cumpără, mami. Dar acum nu e nimeni aici de asta. Care ne-a să George Apostu. Mara a găsit și de la ea de la școală. Ia să vedem unde. Asta și asta. Asta frumoasă, uite câte eu. Picturile sunt făcute de la elevii de la pictură, de la Mara de la școală, foarte frumoasă. De la liceul unde e Mara. Colegiul Național de Artă, George Apostu, toate astea. Fetelor, Teo, Bri, tot întreabă, dar la mine. E aceeași școală ca a Marei, deci? Mama. Produsele liceului vostru. Și asta e faină. Vreau să venim într-o zi să mai cumpărăm chestii de aici. O să venim. Elevii aceștia au donat operele lor. Un gest foarte frumos din partea lor. După atâta muncă. Uite, pansăluțe. Aici o seră, o grădină. Da, foarte multe de la mami de la școală. Da, mă bucur. Uite-l, asta sunt de Crăciun. Numai că în formă de ouă. Luăm un set așa? Hai să luăm. Nu, suficientul. Nu, ne ajunge. Și sunt foarte mari. Omul nostru e destul de mic. Nu, vreau. Ce vrei? Uite sticăre. Vreau să luăm așa. Sunt suficiente alea, zic eu. Uite așa, toate trei diferite. Uite așa, așa unul. Și așa unul. Eu vreau doi iepurași așa, deși sunt destul de scumpi. 21 de lei un iepuraș. Ne mai gândim? Dar sunt frumoși. Teo deja a renunțat la globulețe. Eu o să vreau acest set. Este foarte fain. Okay. Și nu iese, Bri. L-am avut și nu iese, să știi. Da. Îl ai încă? Da, l-avem acasă, l-am găsit. Da. Doamne, fac să zic. Frumoasă de corbaște. Asta era deja deschisă. Da, lasă-o acolo. Asta o vreau. E cam închisă. E bun. Uite, roșie cu Bugs Bunny. Tati, ia uite ce am găsit. Dacă tot avem față de masă așa, avem șorți de bucătărie. Mănuși. Cât de tare le luăm. Le luăm. De bucătărie. Așa avem o față de masă acasă. Da. Mara vrea două seturi așa, ca să aibă și pentru stânga și pentru dreapta. Da. Să vedem dacă îmi vine. Eu îl facem să-ți vină. Îți vine perfect, Mara. Dacă vreau și bonetă. Ei, vrei cam multe. Exagerezi. Bonetele trebuie să fie întotdeauna albe. Fac o masă de Paște. Am mai găsit ceva. Ce zici, Mara? Iulie, iau și pe astea două. Sunt foarte frumoase de Paște. Mami, hotărăște. Nu cred. Cum există de Crăciun, au apărut și de Paște. Cu iepurași, cu și oițe. Iepurași, oițe. Un decor. Ce mai găsim? Coră, da. E o floare vie. Da. Nu. Uite ce am găsit. O albinuță. Mi stă cu fața. Am o pereche de mielușei.
băiețel și fetiță. Fetele i-au găsit. Și mai am niște iepurași. Tare. Care sunt eu? Așa. Am găsit așa și ar merge cu familia noastră de iepuri. Are și o floricică, numai că e cam scump, e 62 de lei. Cât am dat noi pe cei de la Jumbo? Mai puțin. Vreo 50 de lei e mare. Da, da, da. E, ce simpatic. Mie îmi place asta. Da, tot floare. Dacă era atât de cu minte iepurilă și stătea, nu se mișca, era mai bine, puteam să-l iau. Mai bine nu, ăla e viu, acasă. Abia păi te așteaptă să-i dai de mâncare. Oița. Albuț. Da. Și oița. Tati, de câte ori să-ți zic că nu e albuț și e țup-țup? Țup-țup. Wow, coronițe frumoase! Hai, repede! Mi-a zis, doamnă, că atunci când vă lăsăm cardul de fidelitate, răsmește-ne! Și am ajuns acasă. Reprezentativă! Pentru această sărbătoare este și oița, așa că am luat-o din pluș. Să o punem aici, la decorul nostru de Paști. Ne-am mai luat! Sunt un dinozaur ca Harry! Tăm, tăm, tăm! Două uițe pe care le punem acum în copac. Și la uita să mai am dudida, da. Ce părere aveți? Uite, a luat albastru. Uitați ce iepuraș frumos. Acesta și cu acesta. Și mai avem o albinuță. Dar ea uita bine. Rearanjăm. I-am pus unul lângă altul, în centrul pomului, mielușelul și oița. Acum punem oul pe care l-am luat de acolo, că era tot albastru. Îl punem în altă parte, uite aici. Aici nu avem niciun ornament. Eu voi pune iepurașii aceștia. Avem tot fetiță și băiețel. Și punem mai la bază, că sunt foarte grei. Stau aici? Da. Pac. Stă. Și pe acela lângă el. Să fie așa pereche. Aici. Da. Și gata. Și ia uitați, eu am pus aceste doi pentru că ăstea stau, dar Coali stă pe canapea pentru că nu stă pe jos. Aici e Coali. Și să-mi găsesc un loc pe floricică frumoasă. E brașul. Le punem albinuța. Mai bine aici? E foarte bine. Și am pus și albinuța aici. Aranjăm antenuțele, e foarte frumoasă. Vreau să vă mai arăt ceva. Bine, încă suntem la decorat. Ăștia nu stau drept. Ei, se uită unul spre celălalt. Doi mielușii îndrăgostiți. Ia uite, tati, cum fac. Acum am pus ăștia. Stau. Seamănă globurile de Crăciun. Așa n-aveam, nu? Nu. Wow. Și de Paști. Tati. Mama. Ia să vedem. Nu se vede. Îl punem aici. Cine vrea să mai pună un ou roz? Eu. Tati, unul verde. Nu am pus niciunul frumos. Unul verde. Eu vreau. Ăsta verde. Ăsta e un turcoaz. Și auriu. A reușit. Să-l pun eu? E cu defect. Tam, tam, tam. Aaaa. Aici. Foarte tare. Da. Îl punem mai în spate. Nu se vedea pentru că era între celelalte ouă. Era împecate. Eu îl pun aici. Uite, eu mi l-am pus aici. E bine? E bine, da. La mine e bine. Și ăla are defect. Eu l-am pus aici. E bine. La mine e bine. E bine. Și uite, eu îl pun aici, că nici aici nu e nicio decorațiune. Pac, pac, pac. Mama, uite, eu am pus asta. E cam aproape. Eu vreau să pun. Mai avem de pus pe ușă. Ideea mare. Asta am cumpărat eu, e superbă. Mi s-a părut ua, așa plină. Da. Aia tot eu. Asta, tot coronița de pus pe ușă. Eu am crezut că sunt împreună, ia vină Mara. Eu am crezut că sunt așa și mi s-a părut foarte interesant să fie așa. Mm. Prea plin. Da. Prea plin, nu? Mm-hmm. Asta pe ușă. Și asta pe acolo. La bucătărie. O punem înăuntru sau prin afară? Prin afară. Eu zic înăuntru. Asta se pun? Toate astea se pun în afară. Numai că trebuie să o lipesc așa. Cu scoci. Da. Mulțumim tare mult că ați ajuns până la finalul vlogului. Aveți vloguri, sketch-uri, challenge-uri, playlist-uri peste tot pe ecran. Puteți apăsa pe oricare dintre ele și veți redescoperi lumea noastră fascinantă. Iar până data viitoare, vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Și am luat noi, Gabi, dar nu vi le arătăm acum, vi le arătăm în alt vlog. Sau deloc!
O să vi le arătăm în alt vlog sau deloc.